Salutare la toată lumea Ștefan, de la proiecte diverse de DIY. Suntem cu vărul să verificăm o instalație. N-are importanță ce e aici și ce e. Discutăm în filmul ăsta doar despre diferențialul ăsta. Un C10, bineînțeles tip AC. Și să-i facem niște teste. Și am constatat o chestie foarte importantă pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Sonda avem de ce să băgăm așa pentru că în loc să fie faza în dreapta, în stânga, ne arată PEN 224 și 2 volți între uh, L și PE, și dacă îl întoarcem invers, ne arată. Corectissimo. Da. OK, ce -i facem acum? O să i dăm un RCD autotest, dacă aș și vedea pe aici ce bine ar fi. Mm. Și hai să i setăm parametrii. Da, G e general, S e selectiv tip A nu este tip AC, 30 de mA corect, standard, TNTT corect până aici, ieșim din asta, îl avem aici, da? General 30 de mA, general sau generic, da? adică nu e selectiv, tip AC și când îi dăm autotest, aparatul o să-l dea jos, vedeți aici, la 0 grade sau pe partea pozitivă da? a sinusoidei și la 180 de grade pe partea asta o să-i facă fiecare test în parte, ori 1 ori 5, ori 0.5, la 0.5 nu trebuie să sară, dar o să vedeți o chestie foarte interesantă aparatul ăsta face inclusiv trimite semnal pentru tip B B plus F da? de deci știe să încarce diferențialul cu toate semnalele și aici să rămânem pe AC ce am făcut bobiț? rămânem pe AC, da? și dăm start test după fiecare test trebuie să ridicăm iar diferențialul eu o să filmez ecranul că mai sunt ăștia suspicioși zice că fac misto de de ei, o să ridic cu mâna cealaltă. Deci am dat start test. Da, diferențialul a sărit. Îl ridicăm iar. Metrel știe ce să facă. Îi face testul la 180 de grade acum. Da. De 5 ori curentul rezidual nominal. Încă o dată îl ridicăm. corect până aici. De asta de 0,5 nu trebuie să sară. 0,5 însemnând din curentul nominal 30 păți la 2, 15 mA. Următorul test a sărit la 24 de mA. Da? To, Tot Toate e bune și frumoase. Hai să facem uh o altă chestie, schimbăm parametrii și trecem să îi dăm dar ce am făcut mă? Nu, trebuie să mă uit pe ecran GAC îl trecem pe semnal tip A deci aparatul să-i dea tip A adică uh, avem un pic de DC o componentă DC introdusă în circuit același diferențial dar abordat un pic pe ce înseamnă tip A, adică ce avem noi în casă acum. Avem montat un tip AC și curentul este de forma tip A. Și aici să vedem ce se întâmplă. Poate îl și ridicăm înainte de start test. da? să și ridic. <coughs> Pardon. <coughs> A sărit normal până aici. La de 5 ori curentul nominal, nominal rezidual. Foarte bine. Îl mai ridicăm o dată. Da? La 0,5 nu trebuie să sară. Înseamnă că sare prea de vreme, adică pe la 15 mA, am mai zis mai devreme. Și acum observați o chestie. Domnul AC nu îi place. E fail, da? Nu îi place. E întreg, nevătămat, n-a sărit, nu face nimic. Funcționează corect pe sinusoidă pură când are DC introdus. La revedere și un praz verde. Da? Cam asta e ideea la filmulețul ăsta. Montați în continuare diferențiale ace că sunt foarte bune. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.